Cum facem să ne creștem rezistența la SARS-CoV-2? Bine, nu există din păcate un buton pe care să apăsăm. Dar sigur putem ajuta într-un fel. Bine, putem să o facem prin stilul nostru de viață. În general, în raport cu infecțiile, noi ne pregătim având un echilibru la nivelul sistemului imunitar. Sigur că lucrul ăsta sună așa în teorie, dar în practică, stilul alimentar sănătos, modul de viață, toate lucrurile astea la un dat influențează în bine. Să știți că și în raport cu gripa și în raport cu alte infecții, contează să ai un sistem imunitar care e bine pus la punct. Și lucrurile astea nu se pot schimba pe moment. Ajungem la discuția cum facem cu vitaminele. Sunt persoane care iau vitamină C, D și așa mai departe. Nu e rău, doar că trebuie să le ia într-o niște doze corecte. Nu trebuie să fie un surplus. Adică în niciun caz dacă facem un surplus de vitamina C, nu înseamnă că vom avea o imunitate care să ducă în tavan. Totul trebuie să fie gândit, echilibrat și dacă lucrul ăsta îl facem, când apare o infecție, vom fi mai pregătiți.